Salut fetelor și bine ați revenit la un nou episod! Încep tutorialul de astăzi cu Water Primer de la Smashbox, un produs care poate fi folosit atât pe post de primer cât și ca spray de fixare. Îl găsiți în Douglas dacă vă interesează. Mai departe am folosit din nou MAC Studio Fix în nuanța NC15 și dacă vă vine să credeți, mi se pare că aș putea încerca și NC10 data viitoare, pentru că tenul meu este super, super deschisoare, pot să am un ton mai deschis de atât. Îl aplic cu Beauty Blender-ul și, după cum vedeți, l-am schimbat cu unul nou. Am început să aplic fondul de ten cu degetele pe față, de fapt să-l distribui cu degetele și abia apoi să tapotez cu burețelul, pentru că mi se pare că așa folosesc mai puțin produs. Pentru cearcă ne folosesc Anti-Fatig Healthy Mix de la Bourjois. Eu l-am cumpărat de pe mie unul cosmetice la un preț de nimic, însă îl găsiți și în supermarket sau pe EMAG dacă vreți să-l încercați. Este un produs potrivit pentru tenul uscat mai degrabă, pentru că este hidratant, însă am observat că pe zona cearcănelor se vede bine și în cazul meu, eu am tenul mixt. Îl aplic atât pe frunte, nas, deasupra buzei și bărbie pentru a ilumina zona. Și dacă vreți să știți mai multe despre iluminare și conturare, găsiți în videoul care o să apară acum în dreapta sus. Folosesc Bamboo Powder, o pudră translucidă pentru a fixa zona de sub ochi și a aplica un pat de pudră, pentru că urmează să trec la machiajul ochilor și nu vreau să văd urme de fallout care să împăteze pielea. Mai departe e timpul pentru sprâncene și folosesc aici Brow Zings de la Benefit în nuanța 3, tot cu pensula lor minunată despre care v-am tot vorbit. Mi se pare un produs ideal dacă vreți o combinație între cap brow și o pudră pentru sprâncene, pentru că aveți atât produs cremos cât și produs pudră compact în el. A devenit my go-to când plec în vacanță. Și bineînțeles, nu se putea să le fixez cu altceva decât cu Gimme Brow, pentru că trebuie să ies în vântul și în soarea asta de afară. Numai mie mi se pare că frigul și iarna sunt frumoase doar privite din casă. Bun, fixez și fondul de tent sau concealerul de pe ploape și trec la culori. Am o nuanță intensă de piersică de la Melchior pe care o pun în piul ploapei. Pardurile de la Melchior sunt foarte pigmentate, nu toate, bineînțeles, dar au fallout cât pentru 3 generații sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru un pigment atât de intens, dar cu un pat de pudră o să vedeți că se rezolvă problema. Mai departe, pentru a ajunge la intensitatea acelui lila, mă folosesc de creionul acesta de la NYX în nuanța Electric Blue. Când l-am încercat pe ploapă, m-am gândit să schimb toată schema cromatică pentru că mi se pare că se vede tare vesel. Și apoi m-am gândit că între albastru electric și lila aș prefera totuși să ies cu lila pe stradă. Și vedeți că după ce l-am aplicat într-o cantitate moderată, îl întind cu o pensulă rotundă cu peri sintetici, practic același ritual ca atunci când folosiți produse cremoase sau lichide. Peste acel turcoaz, de fapt, e un turcoaz, am venit cu fardul acesta lila. Acesta este exemplul de fard de la Melchior cu fallout mult și intensitate minimă. M-am cam necăjit cu el, dar din fericire pentru o bază, peste o bază cremoasă se vede destul de bine. Acum mă gândesc oare cât de intens ar fi fost peste o bază albă, cred că mult mai intens. Mă concentrez cu fardul cam pe toată ploapa, mai puțin pe centru, pentru că acolo oricum venim cu altceva. Cu pensula cu corai intensific din nou pliul și vă invit și pe voi să faceți pașii ăștia la nesfârșit, mă rog, chiar la nesfârșit, dar până când ajungeți la intensitatea dorită. Mă întorc apoi la concealer și cu o pensulă plată și foarte puțin produs, șterg, dacă vreți să spunem așa, puțin din centrul ploapei în forma în care urmează să aplic produsul următor. Auriul acela pe care l-ați admirat multe dintre voi pe Instagram este Eye Paint de la L'Oréal Paris în nuanța Rude Boy. Eu l-am primit, însă sunt sigură că îl găsiți pe MAC fără probleme. Peste acel auriu aplic nuanța aceasta de gold din paleta 24 Karat Nudes de la Maybelline, o paletă tare reușită după părerea mea. Și vedeți acum că se intensifică și mai tare nuanța și am creat un contrast micuț între farduri de vis. Mi se pare că arată super frumos. Sigur că trebuie să facem ceva și cu marginile bruște ale auriului, așa că iau o pensulă creion și puțin fard lila și încerc să blenduiesc delicat zona. Pe ploapa fixă, adică cea de jos, urmez în tocmai aceiași pași. Pun creion, estompez, aplic fard până la intensitatea dorită și apoi din nou eye paint, peste care fardul gold de la Maybelline. Acum nu mai am nevoie de patul de pudră, așa că pot să-l îndepărtez cu o pensulă rarefiată, dar cu peri lungi și am grijă să nu pun presiune pentru a nu fixa fallout-ul pe față. Cu ce-mi rămâne pe pensulă, fixez restul machiajului. Dacă vi se pare că e undeva prea alb sau prea multă pudră,
luați o pensulă curată și mai blânduiți cu mișcări fine. Extensiile de geni au fost frumoase cât au durat, dar acum m-am întors la mascara și folosesc aici Push-Up Angel de la Maybelline. Pe conjunctivă folosesc creionul ăsta maro Slide On Glide On și, sincer să fiu, abia acum văd că pe el scrie Lip Liner. Mă miram eu de ce e așa de cremos, dar să știți, s-a ținut destul de bine. Ați ghicit, aici am pula de la Benefit, bronzerul meu preferat, mat, pe care îl folosesc uneori și pentru contur, pentru că mi se pare că are un subton neutru. Cu aceeași pensulă îmi conturez și nasul, deși știu că voi nu vreți, dar mie îmi place look-ul final. Pentru blush am ales Maybelline Face Studio în nuanța Pink Amber, iar pomeții și celelalte puncte mai înalte le-am iluminat cu Shimmer Brick de la Bobbi Brown. Și dacă tot am vorbit săptămâna trecută despre noutăți în teste, pe buze am aplicat Matte Ink de la Maybelline în nuanța Loyalist și cu nuanța Dreamer am adăugat puțină profunzime în colțurile exterioare pentru un efect de buze mai mari. Gata, fetelor, cam așa arată machiajul final. Sugerez să fie purtat în toate locurile în care îl considerați voi potrivit, deși eu, sincer, aș merge la un eveniment de seară cu el. A, da, și să nu uitați să vă demachiați înainte de somn. Vă pup și ne vedem joi! Oh,